Hello YouTube și bine ați revenit la un nou episod de vlog. Astăzi o să reacționăm la o chestie pe care am găsit-o pe TikTok și în care mi-ați dat mulți tag. Nu prea am mers TikTok în ultimul timp din cauza scandalului din state și therefore nu prea am făcut stitch-uri, dar ăsta e mai mult un subiect de vlog decât de stitch pentru că e mai mult de discutat asupra lui și s-ar putea să fie mai bine înțeles pe YouTube decât în TikTok. Astăzi ne uităm la o chestie, s-ar putea să-l fi văzut și voi pe For You, este un băiat care se numește Stai Drept, are o academie de stați drepți și azi ne uităm să vedem ce treacu zice băiatul ăsta, pentru că sunt niște chestii care sunt puțin de la locul lor și clipurile s-au dus mult în algoritm, adică s-au dus serios, serios de tot în algoritm. So, let's get it started. Asta este profilul lui. Ca să nu ziceți după aia că eu fac view-uri de pe urma altora. Bun. Bă, sunt multe chestii. N-am avut, n-am putut să mă uit la toate. Dar ăsta mi-ați dat cel mai des tag. Milă! Lasă canapeaua în pace! Mă scuzați. Bun, hai să ne uităm la asta. Stai drept. Dreptul are patru mușchi pe care tu trebuie să-i antrenezi. Mar, stai! Ok, o luăm puțin de la început, scuze. O luăm puțin de la început. Ok, o luăm puțin de la început. Stați așa să măresc asta. Bun. Deci, o luăm puțin de la început, punem pauză pe parcurs. Și îl discutăm cumva pe parcurs, nu stau să mă uit la tot. Și după aceea să-l explic. Dreptul are patru mușchi pe care. Deci, pieptul are patru mușchi. N-a vrut să zică pectoralul, a vrut să zică pieptul, dar din punct de vedere anatomic, pieptul nu e definit așa. Adică el se referea aici cum să lucrezi pectoralul, dar a zis pieptul pentru că pectoralul este clar că anatomic are doar doi mușchi, care sunt pectoralul mare și pectoralul mic. Pectoralul mic fiind un mușchi profund care se ascunde în spatele pectoralului mare, pe care nu-l vezi niciodată. Okay? Și a pus un screenshot aici, unde a băgat seratusul anterior și deltoidul anterior. Și le-a încadrat la mușchii pieptului. De ce? Nu știu. Bun, hai să ne uităm. Care tu trebuie să-i antrenezi. Marele pectoral este flexia humerusului, precum ai face. Marele pectoral. Deci ca să lucrezi, o să el vorbește niște analogii de astea pe care nu le înțeleg. Câteodată mă uit efectiv, mă uit de 3-4 ori la un clip și nu înțeleg ce dracu vrea să zică. Deci începe cu marele pectoral. Adică efectiv tot pectoralul. Tot pectoralul este marele pectoral pentru că micul pectoral este un mușchi profund în spatele marelui pectoral, în interior cumva, pe care nu-l vezi, nu-l atingi, nu n-ai treabă cu el vizual și senzorial. Bun. Și zice că marele pectoral este flexia humerusului, precum ai face împingerea unui cărucior. Flexia humerusului, precum ai face împingerea unui cărucior. Ok. Deci, în primul rând, humerusul este acest os, da? Care intră în articulația umărului și se lipește de radius și cubitus. Ok? Humerusul este osul brațului. Da? Humerusul, osul, nu are proprietatea de a face flexie. Că este un os. Flexia sau extensia este definită de două segmente. Pot să zic că pentru a face biceps trebuie să execut flexia antebrațului pe braț. Pentru că asta fac. Flexez antebrațul, adică radius și cubitus și mușchii antebrațului, pe braț. Pe humerus sau pe mușchii brațului. Pe biceps și coracobrachial. Pe brachioradial, mă scuzați. Dar nu ai cum dracu să facă de osul flexie, măi băiatule, măi. Mă încurc. Adică dumbbell press și dumbbell press. Ok, deci împingi căruciorul și dumbbell press. Ok, bun. Legit. În al doilea rând, aduce humerusul. E precum ai lua și stai că nu înțeleg. Aducerea sau a aduce? Bine, ar trebui să fie același lucru în principiu. Aduce humerusul, așa. E precum ai lua și ai bate din pal sau chest press.
Aduce humerusul. Aducția humerusului. Dar ăla nu e chest prest. Chest prest, press, nu prest. Este ce ai făcut mai departe. Dumbbell press este chest press, la urma urmei. Adică lucrează pieptul, pectoralul, și singurul lucru care îl definește ca dumbbell este simplu fapt că îl faci cu gantere. Ai putea să-l faci și la bancă, cu bara olimpică, și va deveni bench press. Dar asta este pec deck. Aducția asta este făcută la pec deck, nu e chest press. În al treilea rând, rotește humerusul medial la antrenament. Humerusul medial? Bă, cum? Bă, că nu sunt mai mulți humeruși, măi, băiatule, măi. Bă, cum dracu? Deci fii atent că eu, fiți atenți că eu nu l-am luat pe rând. Pe mine m-a enervat doar că a zis că pieptul are patru mușchi și că humerus, că se flexează humerusul. Dar humerusul nu e medial și rotația în general e mediană, nu medială. Medială e altceva, mediană e un lucru, dar humerusul nu e medial, că n-ai mai mulți humeruși ca să fie mediali. Unul să fie medial și... Doamne, Jesus. Păi asta explica și mai devreme la acel chest press care nu era de fapt care era de fapt pec deck. Și ultima, hai să vedem ultima. Funcția pectoralului mare ar fi susținerea brațului atașat de trunchi, sau un exercițiu ar fi flotările. Susținerea brațului atașat de trunchi. Ok. Deci, pectoralul mic are o funcție foarte simplă. Trage scapula în față. Scapula în spate. Scapula în jos. Tragi scapula sus, serat. Deci vrea să zică care sunt funcțiile fiecărui mușchi al pectoralului, definit al pieptului, da, ca să mergem pe principiul lui de mușchi pieptului, dar practic îl definește un mușchi cu un exercițiu, ceea ce este total incorrect, adică să asociezi fiecare mușchi în parte cu un exercițiu, să spui că, adică, hai să mai uităm o dată la asta, că nu înțeleg, deci pectoralul mic. Păi cum tragem o scapula în față, că tu nu faci rotație internă când faci fluturări la cablu. Unde? Că uite, are umerii în retracție. Oh, uite. S-a blocat ăsta. Băgame și... Uite. Nu ești în rotație internă, nu ești așa. Ești în rotație externă, unde dracu, că scapula rămâne pe loc, te ține la neutru. Bă, Jesus. Tragi scapula în jos și... Cum tragem în scap... Tragi scapula sus. Seratul sau anterior. Bă, din toate pozițiile alea să mor eu de scapula nu rămâne în același punct neutru. Îți jur că dacă n-ar rămâne scapula în același punct neutru, am arătat toți așa. Efectiv, am arătat toți, așa am stat toți. Cu... Jesus Christ. Seratus, hai să vedem. Te scapă de dureri de gâi, de umeri și de spate, îți susține postura și, bineînțeles, te ajută la respirație. Mușchiul sub claviu stabilizează clavicul. Sub claviu. Okay. În timp ce umărul, mișcă brațul. Ai înțeles exercițiile, de apoi de treabă? N-am înțeles, adică am înțeles exercițiile, dar n-am înțeles efectiv. Băi, mai uităm o dată, stai așa că e noaptea minții, hai așa. Stai drept, pieptul are patru mușchi pe care tu nu are doi. N-a reflexie. Adică dumbbell press. Ok. Deci avem dumbbell press primul exercițiu. Al doilea rând, aduce humerusul. E precum ai lua și ai bate din pal. Sau chest press. Pec deck al doilea exercițiu. Al treilea rând, rotește humerusul medial. La antrenament ar fi fluturările. Iei gantele și faci. Ok, fluturări cu gantele la bancă dreaptă al treilea exercițiu. Fluturări. Și ultima funcție a pectoralului mare ar fi susținerea brațului atașat de trunchi. Sau un exercițiu ar fi flotările. Al patrulea exercițiu, flotări. Pectoralul mic are o funcție foarte simplă.
trage scapula. Fluturări la cablu la orizontală. Față. Trage scapula. Fluturări la cablu pentru partea superioară a pieptului, inferioară a pieptului, îmi cer scuze. În jos și trage scapula. Fluturări la cablu pentru partea superioară a pieptului. Și de spate îți susține postura și bineînțeles te ajută la respirație. Mușchiul subclaviul stabilizează clavicula în timp ce umărul mișcă brațul. Și dips, adică flotări la paralele. Și ăsta e tot, ăsta e antrenamentul și ne întreabă dacă am înțeles exercițiile. Am înțeles exercițiile, dar ia să vedem. La mușchiul scapular care se află partea superioară a spatele a folosit varianta greșită care sunt numai porcos așa. Mușchiul scapular care se află parte, doamne, cu aici. Bă, ce? Bă, 16K likes. Să mor eu. Să mor eu. Bă, mai are unul. Stai așa, mai are unul. Care era puțin mai nou. Pe ăsta nu l-am înțeles. Pe ăsta trebuie să mă uit. Pe ăsta trebuie să mă uit de mai multe ori, că pe ăsta nu l-am înțeles. Bun, hai să vedem. Și rezistență. Trio perfect împotriva accidentelor. Cred că accidentele sunt în contextul din afara sălii, adică accidentele presupun ca tu și altă persoană să intrați în contact sau din cauza intemperiilor să pățești ceva, cred că se referea la accidentări, primul rând. E ca chifoi cu diagnoză și diagnostic. Pana mea, sincer, it's not the same fucking shit. Și, să o luăm de la capăt, ai 4 săptămâni și 3 interese. De ce 4 săptămâni, de ce 3 interese? Forță, masă și rezistență. Forță, masă și rezistență. Ok, bun. Și ăsta e trioul perfect împotriva accidentărilor. Nu, trioul, singurul mod de a evita accidentările este execuția corectă a exercițiilor și atât. Punct. Adică punct și atât. Execuția corectă a exercițiilor și alegerea în ghilimele optimă a antrenamentului, ca să nu ajungi în supra-antrenament, după care poți dezvolta accidentări involuntar din cauza faptului că nu mai poți susține același stimul la fiecare antrenament și na, intervin alte lucruri cum ar fi oboseala, neatenția și așa mai departe. Și atunci chiar devin accidentările, cumva. Dar nu astea te feresc de accidentări, ci execuția corectă a fiecărui exercițiu în parte. Dacă exercițiul este executat într-o manieră exemplară textbook form, n-ai cum să pățești ceva vreodată. Let's go! Trio perfect împotriva accidentelor și nu uita să le faci corect. Pentru Păi nu uita să le faci corect în primul rând, nu că forță, rezistență și bullshit. Forță, ai 3 serii între 2 și 6 repetări. De ce 3 serii? Ok, între 2 și 6 repetări pot să înțeleg pentru forță. Cred că e cel mai ok range pe care l-am auzit de pe tot TikTok-ul ăsta și de la toți oamenii care vorbesc de forță și nu sunt powerlifteri. Da. Între 2 și 6 repetări este un range foarte bun pentru forță. Între 2 și 6 repetări, hai, nu, între 2 și 6 repetări, între 4 și 6 repetări este un range la fel de bun și pentru hipertrofie. Și 3 minute pauză pentru... De ce 3 minute pauză? De unde 3 minute pauză? Nimeni nimic, 3 minute pauză și 3 serii între 2 și 6 repetări. Astea sunt scoase efectiv din burtă, man. Astea scoase din burtă. Hai să vedem pentru masă. Poate nu fac bine cu aia. De ce 4 serii, man? 4 serii la fiecare exercițiu? 4 serii la fiecare exercițiu? Rear 0 slash failure? 8 și 15 repetări? Păi ești nebun cu aia? Te prăjești? Și bineînțeles, 2 minute pauză. Pentru... De ce 2 minute pauză? De unde vine asta cu 2 minute pauză? Să zicem că am un puls de... Am terminat...
Am terminat o serie de genuflexiuni. Hai să zicem că am terminat o serie de genuflexiuni la liber, da? Și am terminat o serie maximală de genuflexiuni unde am făcut și o tehnică de intensitate, ca să zicem că maximizez tot, da? Bun, în ghilimele maximizez. Și am terminat seria aia și mă uit pe ceas, că am ceas digital, eu n-am, dar să zicem că aveți, și am pus 180. Îmi garantez tu mie că în următoarele 2 minute, lucrând în range-ul de 8-15 repetări, care oricum e un range scos absolut total din burtă, adică am lucrat hipertrofie până, într-adevăr, mă duc și în 15 repetări, dar nu este un range prestabilit. Îmi garantez tu că în următoarele 2 minute o să ajung cu BPM-ul la 115-110, nu știu, 100 poate. De unde, 2 minute coaie? De unde 2 minute coaie? De unde scoase chestia asta? Că asta mă enervează cel mai mult. Că scoase și ampulea. Spă, nu e mă bărmen. Lasă-mă omul să bine și revină BPM-ul în pula mea. Că dacă durează 4 minute la o serie, între serii să-i revină BPM-ul, lasă-l cu 4 minute, îl pui la 2 minute și se gândește pe următoarea serie. De ce pe aia n-am putut să fac progresiv? Sau... De ce mi-au ieșit mai puține decât la precedenta? Mai sunt și 4 serii de lucru, for fuck's sake. Începi 4 serii de lucru și în prima te duci cu 8 repetări, iei 2 minute pauză și la a doua faci 3-4 repetări și zici, am greșit greutatea. Poate n-ai greșit greutatea. Poate ai greșit cu pauza aia. Nu, lucrați până își revine BPM-ul la un puls cât se poate de normal, dacă nu aveți ceas. Ascultați bătăile inimii la ochi, că sigur vă cunoașteți bătăile inimii, că man, adică ați trăit cu voi, voi cu voi ați trăit, și fiți atenți la respirație. Dacă tu faci... Cum până să începi seria? Adică ce principiu în spatele chestii este? Rezistența ai 5 serii, atât de 20 de repetări în sus și 3 minute pauză. 5 serii. Serii scoase din mama să-mi scoase seriile astea, să mor eu. A venit mama și i-a făcut periodizarea. Mama e Dr. Mike Israetel. Renaissance Periodization. Asta e, ea e mama. Mama le-a făcut pe astea, să mor eu. Zici că scoase din... La final drop set. Și la final drop set, stai așa că n-am înțeles. Deci, ai, pentru rezistență ai 20 de repetări, timp de 5 serii, de la 20 de repetări în sus, timp de 5 serii. Ok, pot să înțeleg asta cu efortul aerob și efortul anaerob. Să... Da, ok, 20 de repetări o să stimuleze pulsul mai mult. Da, ok. Și 3 minute pauză. Și la final, drop set. Ai 3 serii, arteze. Ăsta e al patrulea tip de... Deci el a început să vorbească despre forță, rezistență și masă musculară. A dat câte un exemplu pentru forță, a dat unul pentru rezistență, ăsta ultimul, și a dat unul pentru masă musculară, ăla cu pre-range-ul de 8-15. Și drop set-ul, care e faza cu drop set-ul? Nu înțeleg care e faza cu drop set-ul. Final drop set. Ai 3 serii, astea 10-12 repetări, maxim 2 drop-uri și 3-4 minute pauză. Drop set în ce context? Menuț! Menuț! Drop set în ce fucking context? Deci nu înțeleg. Aia cu drop set e efectiv, e așa, e. Da, și după toate alea 4 serii, dacă e să combin clipurile lui, la ora cu pieptul, cred că a zis vreo 8 exerciții de piept, dacă la fiecare exercițiu de piept tu faci 4 serii, man. Nu zice la aia epuizare, da? Să zicem că te duci periri 2, 3, 4 serii. Păi mori dracu la 8 exerciții, ești nebun la cap, mai faci și drop set după aia. Cu 3-4 minute pauză. E Rich Piana 8 hours arm workout. Today, it's an 8 hour arm workout. Totul este bine organizat și ușor de incorporat în antrenamentele tale. Nu e nimic, deci... Ce dracu e, deci... Bine organizat și ușor de incorporat în antrenamentele tale. Ce căcat e bine incorporat și ce e ușor de organizat? Că n-am înțeles nimic, men, din tot ăsta. Am înțeles că, deci... Și nici nu zice că, bă,
fii atent, că ar fi, ai, bă, bro, deci, cinstit ar fi să zici că dacă lucrezi în range-ul 2-6, nu înseamnă că nu o să stimulezi și hipertrofia sau rezistența. Nu? Cum dacă lucrezi în range-ul 20 plus repetări, nu înseamnă că nu o să stimulezi forța sau, sau hipertrofia. Adică toate lucrurile astea țin doar de how long did you train. Come on! Adică pentru un începător să-mi spui că dacă lucrează în range-ul de 20 de repetări și dezvoltă doar rezistența, sau dacă lucrezi în range-ul de 8-15 dezvolți doar hipertrofia și atât, și toate chestiile astea sunt independente una de cealaltă, ele nu există decât în contextul de 26 repetări. Forța nu poate fi stimulată în alt rep range. Dar asta o să înțeleagă oamenii. E mega greșit din orice punct de vedere, come on, adică fii măcar fucking sincer și explică că, bă, lucrezi în range-ul de 1-8 repetări, o să stimulezi forță, hipertrofie și rezistență, că faci sau că nu faci drop set, ceea ce n-am, aia cu drop set, vreau explicație pentru drop set, ia uite, minim 45 de secunde sau maxim un minut pauză, alt brainwashed, Jesus. Că tare timpul pauză se alege la fiecare persoană diferit, depinde de specificațiile fiecare în parte, sincer cu aia, adică bine, e scris cu picioarele ce a scris băiatul ăsta, dar gen, sincer, depinde de fiecare în parte, când, deci, depinde de rezistența fiecăruia, adică nu poți să trimiți un începător să-i zici, ia coiți 2 minute pauză, că e reprins de hipertrofie, ești nebun la cap. Doamne. Progresul nu se bazează dacă faci totul corect. Progresul se bazează, folosești un cuvânt, un adverb pe ceva, pe ce. Înțeles și nu uita. Stai drept. Da, nu uit, stai drept. Hai să vedem ce mai are pe aici. Ne mai uităm la unul și gata. Oh. Nu știu ce să aleg. Mi-e frică să n-aleg unul și să fie corect, gen. Nu, glumesc, trebuie să fie ceva. Cred că am mai văzut ceva, dar trebuie să mă uit. Astea-s vechi, ok, hai să ne uităm. Bă, dar pare... He got some shit here. Te uiți în oglindă. Ia să vedem. Stai drept. Hai să-ți arăt de ce este mai bine să te antrenezi de 3 ori săptămână decât de 6 ori. Ei bine, atunci când vrei să fii mai puternic, să pui mușchi pe tine și ca prin urmare să arăți mai bine, ce asta atât în mișcarea pe care o faci la sală, cât și în recuperare. Așadar, pași sunt simple, nu? Pasul numărul 1, stresezi corpul, adică te antrenezi. Pasul 2, îți lași corpul să se relaxeze după ce l-ai stresat. Pasul numărul 3, după ce te-ai recuperat, abia atunci corpul se obișnuiește cu acel stres. Iar adevăratele schimbări apar. Ta-da! Deci, prin urmare, 3 antrenamente pe săptămână este mult mai indicat pentru că îți lasă timp pentru acea super mega importantă recuperare de care mulți nu țin cont. Te-ai prins și nu uita. Stai drept. Bullshit. Absolut bullshit. Bullshit, bossule. Bullshit. 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 Fii atent. Hai să te învăț o chestie. Poate n-ai înțeles și poate o să înțelegi acum. Antrenamentul ăla pe care tu îl faci în 3 zile, volumul de antrenament pe care tu îl execuți în alea 3 zile, poate fi împărțit într-un volum mai mic care se poate întinde pe 6 zile. La final de săptămână, de mezociclu, sau la final de 3, 4, 5 săptămâni de mezociclu, tu poți spune că ai avut același volum împărțit pe mai multe zile. Principala cauza supraantrenamentului și a faptului pentru care oamenii fac deload, oamenii sunt nevoiți să facă deload, iar oamenii nu mai pot să facă progressive overload în sală. Nu mai au un progres din niciun punct de vedere, nici al tehnicii, nici al volumului, nici al intensității, a niciunui factor. Și rămân, apar toate simptomele de supraantrenament, este faptul că nu își aleg volumul cum trebuie. Volumul de muncă pe care ei îl fac, îți stresează. Nu poți să-mi spui... Tu nu poți să-mi spui că același volum, să zicem că ai un volum de 20 de repetări pe fiecare, de serii, da?
20 de serii, un volum ipotetic, 20 de serii săptămânal. Poți să-mi zici că alea 20 de serii săptămânale nu o să fie același lucru împărțite în 6 zile și decât împărțite în 3. E același volum săptămânal, men. For fuck's sake, adică volumul grupelor musculare pe care tu le execuți este același, chiar dacă tu le execuți în 3 zile, chiar dacă tu le execuți în 6 zile, chiar dacă tu le execuți în 4, chiar dacă tu le execuți în 5. Este același volum. Recuperarea, din punct de vedere al sistemului nervos central, se realizează într-adevăr atunci când tu nu te antrenezi, tu iei pauză, tu slash dormi. Ok? Da, într-adevăr, se întâmplă chestia asta. Dar mușchii se vor recupera în primul rând cu fuel, cu energie, cu kilocalorii, dar se vor recupera și în funcție de stresul pe care tu l-ai dat corpului. Că dacă eu mă duc 3 zile și fac 100 de fucking serii per 100 per fiecare grupă musculară, îți garantez că o să intru în supraantrenament. N-ai cum să zici chestia asta. De ce priciuiești că 3 versus 6 e mai bun 3? Când totul se rezumă la cât faci tu în alea 3, ca și cum îi spune că 3 mese sunt mai bune decât 6 mese, fără niciun principiu în spate. Că ce? Că e spike glicemic. Nu, men, contează caloriile, cum contează și volumul de antrenament pe care tu îl depui. Dacă eu zilnic mănânc 2000 de calorii, că le împart în 6 mese sau că le împart în 3 mese, diferența va fi doar la digestie. Așa și aici. Dacă le împart în 6 antrenamente, mi se pare mult mai... Repet, nu-mi place optim, dar o să folosesc optim din cauza că pot să studiez fiecare grupă în parte și să-mi împart volumul într-un mod egal, care să nu sufăr după aia când mă duc acasă. Că dacă am un volum de la savage de muncă și eu mă duc doar 3 zile, sistemul nervos central după fiecare zi va fi mai obosit în următoarea short term period de, să zicem, nu știu, câteva ore, poate o zi. Așa, împărțindu-l în 6 antrenamente, am și recuperare, că nu o să lucrez în pula mea, nu fac push, 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 push. Nu fac brațe, 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 nu fac picioare, 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 picioare. Va fi un split acolo unde se vor împărți grupele, că nu sunt oamenii atât de idioți încât să facă fiecare zi de brațe. For fuck's sake. Bă, nu pot să mă, bă, adevărat. Bă, sunt multe chestii aici, sunt și chestii bune, nu o să mănânc căcat, adică zice și niște chestii bune, dar are el modul ăsta de a, nu știu, de a pune cuvintele în propoziție, de a le zice lucrurilor în, nu știu, ciudat mod, efectiv ciudat mod, nu pot să înțeleg toate analogiile alea, metaforele pe care le face și așa mai departe, și unele lucruri sunt total, adică total greșite și eronate și e cumva, e punctul lui de vedere versus, nu știu, el pare foarte peaceful așa. Da, come on, nu. That's it for today, YouTube. Nu uitați să dați like, share și subscribe dacă vă place și data viitoare dați tag pe TikTok, că efectiv nu mai merge TikTok-ul și probabil o să le luăm pe toate din TikTok și o să le punem aici pe YouTube. V-am pupat, până data viitoare.